Păduchii se țin scai de elevi. La început de an școlar, autoritățile se confruntă cu aceeași problemă. Sute de copii se întorc din vacanță plini de păduchi. Din fericire, în acest an sunt mai puține cazuri decât în anii precedenți. În septembrie, în județul Cluj au fost depistați în instituțiile de învățământ doar 160 de copii cu pediculoză. Ca în fiecare an, la reîntrunirea colectivităților odată cu debutarea anului școlar, se execută triajul epidemiologic, tocmai în vederea de a depista cazurile cu boli infecțioase transmisibile și parazitare. Nu este o epidemie dacă se iau măsurile care se impun de a asigura izolarea acestora la domiciliu, tratamentul și reîntoarcerea în colectivitate cu avizul medicului de familie, tocmai în ideea de a evita ca aceste cazuri să fie surse de infecție pentru ceilalți elevi. Și farmaciștii confirmă că nu putem vorbi despre o epidemie. Concluzia generală ar fi că acum toamna a fost mai puțin ca alte dăți și că mai degrabă a fost o epidemie prin primăvară. 75.000 de elevi au fost examinați în această toamnă în școlile clujene, cele 160 de cazuri descoperite reprezentând doar 0,23%. Anul trecut au existat aproape 200 de cazuri de pediculoză în Cluj la început de an școlar. Situația este asemănătoare și în alte județe. Anul acesta au fost identificate în septembrie 131 de cazuri la o populație școlară de 67.104 copii, iar în 2017 am avut 194 de cazuri la o populație școlară de 67.252 de copii. Deci vedem o tendință în scădere. În Sălaj au fost înregistrate 45 de cazuri de pediculoză, iar de cealaltă parte a țării, în Dolj, 66 de copii au fost descoperiți cu păduchi la început de an școlar.